Sărbătoare importantă la început de an, peste 2 milioane de români poartă numele Sfântului Ioan și serbează astăzi onomastica. Biserica creștină îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul pe data de 7 ianuarie ca pe cel mai mare dintre sfinți după Fecioara Maria. La parohia Sfântul Ioan Botezătorul din capitală s-au adunat sute de bucureșteni pentru a participa la slujbă. După cum se poate observa din imagini, oamenii au respectat distanțarea socială, au purtat masca și nu s-au înghesuit. Cei care au organizat Sfânta Liturghie și-au luat toate măsurile de precauție și au decis ca în această dimineață slujba să aibă loc în curtea parohiei și nu în interior. Deși credincioșii erau obișnuiți să asiste la slujbă în interior, organizatorii au ales așa pentru că se așteptau la un număr mare de participanți, așa cum s-a și întâmplat. Apa sfințită am luat-o ieri. Astăzi am venit pentru slujbă. Aveți Ioane în familie? Am nepoțel, soț mort. Ce faceți? Faceți petrecere de seară? Nu e mic nepoțelul. Ce să-i facem? Iau un tort după ce plec de la Sfânta Biserică și cam ieșit din tură de noapte și un posteur, dar am zis totuși să vin la Sfânta Liturghie, că Dumnezeu ne dă putere și fără Dumnezeu nu existăm. Am nepoată, o cheamă Ioana. Am venit pentru sănătatea a tuturor, vă rog să fie pace și liniște, să trece de pandemia asta. Peste 650.000 de femei și 1.300.000 de bărbați își serbează astăzi onomastica. Există și tradiții care trebuie păstrate astăzi. De exemplu, de Sfântul Ion nu se bea vin roșu, ci doar vin alb sfințit la biserică. Se spune că vinul roșu aduce aminte de sacrificiul Sfântului Ioan, care a fost decapitat la cererea soției fratelui lui Irod, pentru că prevestea venirea lui Hristos.